Agresiunile au avut loc săptămâna trecută pe 11 noiembrie, însă abia acum Poliția Capitalei a făcut publice informațiile. Adolescentul ar fi fost violat între controalele de rutină ale celulelor de la orele 18 și 19. Tânărul de 17 ani, aflat în arest preventiv pentru tâlhărie, a reclamat că a fost agresat de colegii de celulă, tot minori cu vârste între 15 și 17 ani, arestați tot pentru tâlhărie. Faptele s-au confirmat la controlul medical. Victima îl cunoștea pe unul dintre agresori. Poliția Capitalei a dispus o anchetă internă pentru a stabili dacă polițiștii de aici, de la arestul central, și-au respectat atribuțiile de serviciu în ziua în care s-a petrecut incidentul. Polițiștii au însă o altă variantă. Spun că nu au nicio vină pentru cele petrecute și că, de altfel, ei sunt cei care au descoperit incidentul. Acel tânăr nu a cerut ajutorul polițistului, de fapt polițistul a fost cel care în momentul în care a verificat celula și a dat seama că persoanele de acolo erau dezbrăcate și a întrebat ce s-a întâmplat aici și n-a spus nimeni nimic, abia după ce i-au luat pe rând și i-au întrebat, a reacționat într-un final și a spus da, a fost întreținut relații sexuale. Și că nu și-ar fi dat acordul. Potrivit sindicaliștilor din poliție, în celule nu există camere de supraveghere, întrucât s-ar încălca intimitatea persoanelor arestate. Nu există însă nici buton de panică. Singura variantă pentru un deținut care vrea să ceară ajutor este să strige la gardieni. În urma cercetărilor, agresorii sunt arestați preventiv și pentru viol.